Deci fie I, intersecția bisectoarelor, unghiul ABC. Deci I... Ipoteză. Ipoteză, da. Ipoteză, așa. Că mulțimea formată din punctul I este egală cu A prim. Da? A prim, pardon, intersectată cu A, A prim, așa, bisectoarea. A prim, intersectată cu B, B prim, intersectată cu C, C prim. Unde A, A prim, A, A prim, virgulă, B, B prim, virgulă, C, C prim, sunt ce aceste trei? Bisectoare. Bisectoare ale unghiurilor, bisectoare pentru unghiurile A, B, C, da? Pentru A, B, C. Să se determine măsurile unghiurilor A, B și C. Deci, să... asta a fost ipoteza, nu? Cred că mai avem ceva în ipoteză. Da. Ia să vedem. Cunoscând că măsura unghiului B, A, I, B, A, I, este egal cu 50 de grade. Măsura, măsura B, da. A, I, egal cu 50 de grade. Cu 50 de grade, da. Măsura lui I, B, C. Măsura lui I, B, C. Este egal cu 30 de grade. Da. Și măsura unghiului B, C, I. Măsura unghiului B, C, I. Este egal cu 10 grade. Egal cu 10 grade. Atât. Să se afle, măsurile unghiurilor A, B, C. În concluzie, să găsim măsurile unghiurilor, măsura lui A egal cu cine, măsura lui B egal cu cine și măsura lui C egal cu un semn de întrebare. Deci să găsim măsurile unghiurilor A, B, C știind că avem aceste precizări și că este centrul, este punctul de intersecție al celor trei bisectoare. Deci să rămânem în triunghi. Nu știu dacă o să ne apropiem de realitate. Câtă vreme nu avem... clar acum. Deci A, B, C. Deci se dă triunghiul ABC. Și ducem bisectoarea unghiului C. Adică. Deci ce facem? În mod normal, dacă ai fi avut compasul cu tine, fixai compasul aici. O deschizătură A compasului trasezi acest ala de cer. Se întâmplă ca să găsești două puncte. Ce M, spuneam, și ce N. Ce M și cu ce N sunt egale. Că sunt raze ale cui? Ale cercului trasat de tine. Și acum, cu vârful compasului în N, și de o anumită lungime, nu aceea neapărat care a fost înainte, cu o altă lungime, trasez un alt de cerc aici și păstrez deschizătura compasului și mulț vârful și în punctul M și iar desenez un alt de cerc. Și vei găsi că cele două arce se întâlnesc aici și când unești pe cerc cu punctul de intersecție, ai cea mai bună bisectoare, cea mai corectă bisectoare. Da? Decât cu raportorul. Mult mai bine. Dar noi o ducem acum, să spunem, după ochi, să zic așa. Ce ce prim. Bisectoarea ce ce prim. La fel cum fac cu bisectoarea din A. Bisectoarea A prim. Și bisectoarea... Și acum ei s-au întâlnit într-un punct I. În mod sigur, dacă am fost corecți, nu mai muncesc pentru construcția bisectoare, ci punesc pe I cu B. Și asta e sigur bisectoare. Dar e sigur 100% bisectoare. Da? Punesc pe I cu B și este bisectoare. B, B prim. Insist. Am dus bisectoarele A, A prim, B, B prim și C, C prim. Cele trei bisectoare sunt concurente într-un punct I intitulat centrul cercului înscris. Dacă pur și simplu fixezi vârful compasului aici și te duci cu C
cel în care ai creionul, până atingi latura, atunci, trasând cercul, sunt duși aceleași două laturi, la fel, să lasă să atinge. Da, vârsta e în două, într-un singur punct. Ne spune că BAI are care e BAI? B, A, I. B, A, B, A și ăla. B, A, I. Adică ăsta este, nu? Da. Câte grade ai zice că are B, A, I? B, A, I zice că are 50 de grade. Deci 50 de grade. Păi dacă B, A, I 50 de grade, cât este totalul? Tot 50. Tot unghiul A. Păi ce este A, I? Bisectoare. Bisectoare. Dacă partea asta e de 50, cât e tot? 100. Sigur că da. A, tot. Păi da, tot unghiul. Da. Tot unghiul, nu? Că dacă jumătate îl știi 50, ăsta tot este 100. Înseamnă că așa fac unghiul A. E 100. Da. Mai spune că IBC. Care ar fi IBC are? IBC. IB... Spune ceva. A, acolo se zice. Da. I, B, C. Adică asta de aici. Câte grade spune? 30. Păi cât e B-ul tot dacă... Jumătate de 30. 60. Mare filozofie. Deci rapid. Asta a fost 60. E dublu. Mai spune problema că unghiul BCI. BCI. Tot ăla. Tot ăsta, BCI, dar... BCI. Acum cu ce? BCI, adică ăsta, deci e 10 grade. Păi atunci dacă ăsta tot e de 20. Ăsta tot e de 20, terminat. Da, banal a fost problema. Atât trebuie? Atât. Păi zici așa. Zic că BAI este de 50. Că IBC e de 30. Și că BCI este de 10. Cât e măsura unghiilor întregi? Ce simplu! Foarte simplu! Fără demonstrație, fără nimic. Oh, dar noi scriem demonstrația. Zicem așa, demonstrație. Zicem, BB prim, intersectează AA prim, semidreapta BB prim cu A prim, intersectează cu semidreapta CC prim și egal mulțimea formată din punctul I. Asta înseamnă că I se află pe fiecare din bisectoare. Deci de aici rezultă că I aparține lui A prim. I aparține lui A prim. Și cum I, A, B și cum măsura lui I, A, B e dată de câte grade? De 50 de grade. Și I pe bisectoare înseamnă că de aici unghiul tot C, A, B, C, măsura lui C, A, B, C, A, B, este de două ori. De 2 ori 50. 2 ori 50. Da. Adică 100. Și egal cu 100 de grade. Ce tare. Acum, mergem mai departe și spunem că I se află și pe cine? Pe BB prim. I se află pe BB prim. Și atunci, dacă I este pe BB prim, I se află pe BB prim. I se află și cu măsura lui I, B, C este de 30 de grade. Cu măsura lui I, B, C. I, B, C. C este egal cu 30 de grade. Da. În cele două rezultă că măsura unghiului B în totalitate, A, B, C. Lui A, B, C. 60. Egal cu de două ori 30. Da. Și egal cu 60 de grade. Și I aparține pe CC prim. I aparține și lui CC prim. CC prim. Și măsura unghiului BCI. Măsura unghiului BCI este egal cu 10 grade. Deci rezultă că măsura unghiului
B, C, I, tot așa, C, I, da. Măsura lui era A, C, B, sau B, C, A, da. Adică tot. Măsura lui A, B, C, A, C, B, A, C, B, este egal cu de două ori 10 grade și egal cu 20 de grade. Asta e mai problemă. Deci asta a fost cea de-a doua problemă. Destul de simpluță. Da. Am frigificat și aia bisectoare. Corect. Asta mi se pare cea mai simplă. Da, sigur că da. Mergem mai departe. Problema numărul 7. Problema numărul 7. De la pagina tot o spune. Da. Care sună cum? Triunghiul ABC este isoscel de bază BC. Da. Deci triunghiul ABC isoscel cu baza BC. BC înseamnă că o să avem AU sus, da? Da. BC și AU sus. Și AB concluim cu AC. Cum construim cel mai rapid? Mijlocul și ducem la intersecții mediatoare. Și asta e, obțin că A, B cu AC sunt egale, da? A, B congruent cu AC. Iar P aparține lui AM, unde AM este bisectoarea unghiului ABC. A, B, C. Deci duc bisectoarea unghiului ABC. Așa. Și spune că P aparține cu AM, deci P aparține lui AM, unde AM este bisectoarea unghiului ABC, triunghiului ABC. AM. AM aparține lui BC. Oare am făcut bine? Mai zic o dată, domnul profesor. Deci triunghiul ABC este isoscel de bază BC, da. Iar P aparține lui AM, unde AM este bisectoarea triunghiului ABC. Mai citește o dată. Deci triunghiul ABC este isoscel de bază BC. Bun. Iar P aparține lui AM, unde AM este bisectoarea triunghiului ABC, cu M aparține lui BC. Cu M aparține lui? BC. Deci vrea să fie AM acolo. Unde-i bâncă? Unde-i bâncă? Aici e să fie da. Mai citim o dată. Mai citesc o dată. Da. Triunghiul ABC este isoscel de bază BC. Stop. BC. Până aici. Mai departe. P aparține lui AM. P aparține lui AN. AM. AM, da. Unde AM este bisectoarea triunghiului ABC. Bisectoarea triunghiului A, da. B, C. Nu a unghiului, a triunghiului, zice. Păi, când what? Zice bisectoare... De la B, nu? La sigur că plecăm din B. Da, bisectoarea asta trebuie din să B. Fie, da. Deci... Și M aparține lui BC, zice. M aparține lui BC. Da. Și P aparține lui AM. Așa. Pe aparține lua AM. Așa, pe aici. Deci, bisectoarea din B taie pe AM în P. În P. Așa. Arătați că PM, PM, da. Este bisectoarea unghiului B, P, C. Asta e. AM, da? Da. Atunci am făcut bine. AM, AM. Ia să zicem. Bisectoarea din B. Știți asta? Hai să spunem așa, ipoteză. Ipoteză. Avem așa. Triunghiul ABC isoscel. A, triunghiul ABC isoscel. Și facem precizarea că avem ce laturi congruente? AB cu AC. AB cu AC. Congruent cu AC. Ce? Și unghiul B de la bază congruent. Și sigur, și unghiul B congruent. A, B, C. Da. A, B, C. Congruent cu unghiul A, C, B.
cu A, C. Da. A, B, C, cu A, C, B. Avem P aparține lui A, E. A, E, bisectoare. A, E, bisectoare. Triunghiului. A, B, C. Deci A, E, bisectoarea unghiului A, adică lui B, A, C. Da. Da, lui B, da. A, C. Dar nu ochi. Triunghi, nu. Păi. Bisectoarea triunghiului scrie în carte, dar... Așa trebuie văzut. Așa trebuie, nu, da. Deci A, E, bisectoarea unghiului B, A, C. B, A, C, corect. Și B, B prim, B, B prim, bisectoarea unghiului B, B prim. Noi traducem în limbajul care trebuie să fie corect formularea. Da. B, B prim e bisectoarea unghiului A, B, C. A, B, C. Și B, B prim se intersectează. B, B prim se intersectează cu A, E. Cu A, E. Egal punctul P. Mulțimea formată din punctul P. Trebuie să arătăm în concluzie. Să arătăm că PM bisectoarea lui B, P, C. PM bisectoare pentru unghiul B, P, C. Da. B, P, C. Adică trebuie să demonstrăm că B, P e congruentă cu P, C. Da. B, P este cu P, P, C, nu? E, da. Nu? Sigur, sigur, așa trebuie să arăt. Hai să mai vedem încă o dată, să înțelegem bine problema. Am în ipoteză că triunghiul este isoscel. Da, AB cu AB. Când am adus bisectoarea AM, știu bine că bisectoarea coborâtă din vârful acela e și mediană și mediatoare de toate. Și deci BM congruentă cu MC atunci. Și atunci BM e congruent cu MC. Putem dovedi asta. Da. Că în triunghiul, dacă ne ducem în triunghiul AMB și cu AMC, cele două triunghiuri au AMC în comună. AB cu AC. AC cu AB. AB cu AC. Și unghiul ăsta. Cu ăla și cu ăla. Și suscel. Da. Păi bă! Triunghiile fiind congruente, și bâmâi cât mărcă, da? Corect. Și acum, când ne întoarcem la triunghiul P, M, B, da. Și P, M, C, da. P, M comună, ba da, B, M comună, P, M comună, da. B, M cu M, C, am corect. Demonstrat mai înainte. Da. Și atât. Și unghiul P, B, M, e dreptunghic, nu? Acolo e dreptunghic, corect. Și ca tete, ca corect. Și ca tete, ca tete. De unde știi că e dreptunghic? Păi n-am vorbit mai devreme când am luat triunghiul A, B, M și cu A, M, C. În discuție cele două triunghiuri știu că au. Ce au triunghiurile astea? Au latura asta, că asta din ipoteză. Corect. Au pe A, M comună. Au unghiul ăsta cu ăsta și suntem latru, unghi, latru. Latru, unghi, latru, da? Latru, unghi, latru. Și triunghiile sunt congruente. Fiind congruente, unghiul de ăsta de aici și cât ăsta la altul. Corect. Și dacă unghiurile acestea împreună fac 180 grade și sunt congruente, unghiul congruent cu suplimentul său, sunt de 90. Corect. Da? Deci avem argumente suficiente ca să putem dovedi chestia asta. Și atunci, când mi-am luat așa, îndată P, B este cât P, C. Din analiza triunghiilor. Așa. Dacă se întâmplă ca să fie o chestie de asta, înseamnă că, de fapt, în momentul acela, P, B fiind cât P, C, triunghiul ăsta, ce fel de triunghi este? B, P, C. B, P, C, isoscel. Isoscel. Înseamnă că unghiul ăsta de aici, cât ăsta de aici. Da, corect. Și fiind și triunghiuri dreptunghice, nu? Fiind triunghiuri dreptunghice, da. Și unghiul ăsta congruent cu ăsta și celelalte două sunt congruente, unghiurile de sus. Păi da, și din congruența lor demonstrăm asta. Sigur că da. Da. Și atunci înseamnă că unghiurile fiind congruente, asta e bisectoarea. Corect. Pe mâini e bisectoarea. Corect. Da. Și face column cu triunghi mare, da? Da, 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 ca să putem revedea. Deci zicem. Ce? De-a fie triunghiul.
demonstrații. Ani, te rog să vorbim. Da. Fie triunghiurile. Triunghiul A, M, B. Triunghiul A, M, B. Și? Și triunghiul. Și triunghiul A, M, C. A, M, C. Da. Deci pe astea două putem să zicem că au A, M, latură comună. Deci au A, M, latură comună. Da. Da. A, B, congruentă cu AC din ipoteză. A, B cu AC. Dar la tine nu știu unde. A, B, congruent cu AC din ce ai spus tu, din ipoteză, nu? Da. Da. Așa. Ipoteză. Și A, B, M. A, B, M. A, B, M, ai zis? Nu. Nu. A, M, B. Nu, A, B, A, M. A, B, B, A, B, A, M. Ăsta de sus. Așa, B, asta. A, M. A zis bisectoare, nu? Da, B, A, cu mac. B, A, M. Sau M, A, B. M, A, B. B, A, M. Cu? Congruent cu M, A, C. Tot din ipoteză. Asta înseamnă că de aici triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Deci da. Triunghiul A, M, B congruent cu triunghiul A, M, C conform da, latură unilatură. Nu, că nu trebuie tu îngice. Nu, nu trebuie tu îngice. De vede acum, mama, n-am deci spus. Doar că am dus bisectoare. Acum am arătat că bisectoarea adusă din unghiul acela și, pe, și perpendicular. Asta arătăm. Da. Da? Deci rezultă că din congruența triunghiului ăsta, că și de elementele celelalte sunt două câte două. B, M, congruent cu M, C și semeniu. Da, M, C. A, B, M cu A, C, M, unghiul A, B, M și A, C, M sunt congruente, da? A, B, M. A, B și A, C, M. A, B, M. Congruent cu A, C, M. Și da. B, M, C. B, M, A. A, B, M, A. B, M, A. Cum a? Egală cu 120 grade, nu? Mm-hmm. Înseamnă că de aici B, M, A, congruent cu celălalt și egal cu... Sau egal aici cu 90 grade, putem spune, nu? Da. Deci B, M, rezultă că măsura e B, M, A congruent sau egală cu măsura e C, M, A și egal cu câte grade? Cu 90 de grade. Cum asta m-a arătat că bisectoarea într-un triunghi isoscel este și mediană, că pică la mijloc. Am arătat. Și mediatoare. Și mediatoare hiperpendiculară, nu? Mediatoare hiperpendiculară. Pe mijloc. E și mediană, și mediatoare, și înălțime chiar. De toate, da? Bisectoarea e de toate. Sau invers. Putem pleca că ar fi mediană și este și bisectoare și mediatoare, da? Și înălțime. Și acum luăm triunghiurile celelalte două aici. Da. Deci fie triunghiurile acum. P, B, M. P, B, M, da. P, B, M. Și triunghiul. P, M, C. P, M, C. Despre aceste două triunghiuri putem spune că avem. P, M, congruent cu M, C. P, M, C. Bă, mă, la tălcomă. Da. Bă, mă, pă, congruent cu
și e calculul de strade. Măsura, da. De pe aici, zic, ipotenuză sau catetă. Okay. Deci avem, avem aici că B, M... B, M, latură comună. Așa, B, M. Latură comună. Latură comună. Măsura lui B, M, P. Măsura lui B, M, P. Egală, B, M, P. Egală cu măsura lui P, M, C. B, M. Egală cu măsura lui C, M, P. C, M, P, da. Și egală cu 90 grade. Mai avem și măsura, da? Măsura la BM, da. Și egal cu 90 de grade. Și mai avem și BM congruent cu MC. Da. BM congruent cu... Și din... Catetă. BM cu MC, da. Triunghiul BPM congruent cu triunghiul MPC. BP... B, P, și atunci B, P va fi cât M, P, B, P va fi cât C, P, și cât B, P, P, C, da. B, P congruent cu latura, B, P congruent cu P, C. Și de aici rezultă că și B, P, M, unghiul B, P, M, B, P, M, da. B, P, M este cât? Este cât M, P, C. Congruent cu M, P, C. Și asta trebuie să dăm sunt. Nu, trebuie să dăm sunt că poiem este bisectoarea la B, P, C. Păi dacă B, P, M, e cât B, P, C, nu înseamnă că o împărți pe unghiul în două micuri? Congruente? P, M, bisectoarea lui, da. Atunci P, M, bisectoarea lui, B, P, C. Este văzut că P, M, bisectoarea unghiului BPC. Da. Da, nu trebuie probleme. Hai să vedem. Fie M și N, două puncte de bisectoarea unghiului X, O, Y. Ce probleme asta? 10, de la pagina 138. Ce probleme? 10 de la 138. Fie M și N, ipoteză. Ipoteză. M și N, două puncte pe bisectoarea unghiului X, O, Y. Pe bisectoarea unghiului X, O, Y, da? Aparține lui, să spunem, OZ, să numim pe asta OZ bisectoarea. Da. Bisectoarea unghiului X, O, Y, da? Da. Ca să desemnăm, ca să începem ce măsură ce... Da, da. Ce măsură ce... Scriem ipoteza și avem și desenul. Ca să vedem cum corespunde realității. Figura pe care o facem. Deci, practic, e unghiul X, O, Y. X, O, Y. E acest punct. M și N, două puncte pe bisectoarea unghiului. M și N, două puncte pe bisectoarea unghiului. Adică ducem bisectoarea O, Z. Să le luăm noi așa la întâmplare unde vrem? Păi dacă nu mai spune nimic în rest? Construim N, A perpendiculară pe O, X. M și N, două puncte. Două puncte, da. Nu ne spune nimic despre poziționarea punctului M și aici da. N. Construim NA perpendiculară pe OX. NA perpendiculară pe OX. NA, da? A. E și MC perpendiculară pe OX. A. Și M. Deci, și MC perpendiculară tot pe OX. Așa. Deci paralele astea două. Așa. A și C aparțin lui OX. Bun. Așa. Și MB perpendiculară pe OY. MB pe OY, adică și partea asta. Da. MD perpendiculară pe O. NB, ai spus asta. NB. Da. Și M. Și MD, da, pe OY. Bun. B și D aparțin cu OY. Bun. Să se demonstreze că AC congruent cu BD. Că A... AC cu BD. C e cât BD. Da. Bun.
Acum putem să începem. Deci am zis că M și N sunt două puncte luate la întâmplare pe OZ. Am spus că NA, să spunem și așa lucru, NA interpendiculară pe OX. Da? NA. Că NB. Că M, NB, hai să spunem, NB interpendiculară pe OY. Că MK. MK pe OX. DM. Și DM. Pe OY. Și D sau MD, așa, MD, perpendiculară pe OY. În concluzie... Și nu avem și nu a congruent cu NB și cu M, congruent cu M. Asta știm noi. Că nu ai cât NB și că M cer din MD, dar nu e de autorul. Proprietatea aceea care... Nu băgăm în ipoteză. Noi o folosim ca urmare a faptului că am gândit-o, că sectoarea are toate proprietățile. Dacă nu știm pe asta, trebuie să demonstrăm acum. Păi, da, o știm. Da. Și deci, concluzia este că trebuie să arătăm că AC congruent cu BD. Cu BD. Așa. Păi ar trebui să arătăm cu două triunghiuri congruente și să le coeficiente pe CA și pe DB. Ar fi fain. La care? Ducem că nu. A, O, N. De exemplu. A, O, N. Deci dacă ne ducem în triunghiul A, O, N. Și nu O, B. Și nu O, B. Avem N, O comună. N, O comună. Unghiul de 90 de grade și e N, A, N, B. Și gata. Sigur. Și atunci înseamnă că O, A va fi cu O cât O, B. După aceea demonstrăm și că O, C, în O, C, M, cu O, D și... Și din tot A, O. În diferență, da. Da. O, A scăde pe O, C. Corect. Și simplu. E foarte simplu problema, nu? Deci, atenție, Adi. Da, știu. Deci, dacă luăm triunghiurile O, A, N și O, N, B, chiar ne știm proprietatea, chiar ne știm proprietatea, putem să arătăm că triunghiurile sunt congruente. Dacă avem o latură comună. O ne comună. Da, unde N, O, A congruent cu N, B, O. N, O, A cu N. Da, avem din capul bisectoare. Da, facem un latură și tot ce și avem. suntem în cazul în care dovedim proprietatea, că nu o știm, să zicem. Sau catetul. Da. Deci cei care nu știu proprietatea, acum au șansa să o demonstreze, pur și simplu. Da? Deci spunem. Da. Demonstrați. Demonstrați. Cine vorbește? A, O, N, zi tu. Zi, hai. A, triunghiul A, O, N și triunghiul O, B, N. A, O, N. Și O, B, N. Și B, O, N. Și B, O, N, da? Da. Ele au. O, N, latură comună. O, N, comună. Latură comună. Unghiul O, A, N. Măsura unghiului O, A, N. Egal cu... O, A, N. Egal cu măsura unghiului O, B, N. O, B, N. N. Și egal cu 90 de grade. O, B. Și... N și egal cu 90 de grade, da. Și N, A congruent cu N, B. Nu, nu folosim. Nu folosim de asta? Nu folosim. Folosim faptul că e bisectoare. Bine. Adică bun. Unghiul A, O, N. A, O, N. Congruent cu unghiul care? N, O, B. N, O, B. Din ipoteză. Din ipoteză, că a fost dus în bisectoare. Și ăsta, ca și altul, avem unghi. Ipoteruză unghi. Exact. Ipoteruză unghi. Conform cazului de congruență, ipotenuză U, IU, ne ducă că trebuie luată în discuție. A, O, N, de fapt. Congruie cu triunghiul. A, O, N, congruie cu B, O, N. Triunghiul B, O, N.
Și dacă sunt congruente, toate elementele neluate în discuție sunt congruente de obd. A o congruent cu ob. A o. O. Da. A o. Congruent cu bo. Da. A n congruent cu nb. A n. Iată că odată în plus demonstrăm acum congruența celor, nu? Distanță. Da. Și unghiul ONA, măsura unghiului ONA, ONA, congruentă cu măsura sau măsura, unghiurile sunt congruente sau măsurile sunt egale. Da. Deci, unghiul ONA, congruent cu ONB. Congruent cu ONB. Și noi subliniem ca O congruent cu BO, A, O cu B, O, lucruri care ne interesează în mod deosebit, da? Da. Apoi, subliniem asta și lăsăm. Ne ar fi fost greșit și domnul profesor dacă scriau că N, A egal cu N, congruent cu N, B? N, inițial? N, A cu N, B? Dar fiind teorema, ar fi fost greșit? Nu, n-ar fi fost greșit, dar trebuia să argumentăm. Noi am demonstrat acum. Corect. Dar deci, n-ar fi fost dacă ar fi pus-o? Nu, n-ar fi fost greșit, dar dacă profesorul la clasă nu a prezentat proprietatea asta... A, mai bine să nu. Mai bine folosim acum și am făcut demonstrația și o dată în plus. Am înțeles. Că avem acum o observație că am egal cu NB totdeauna. Așa, asta este un lucru, o proprietate importantă. Deci, profesorul, dacă n-ar fi făcut-o la clasă, să zicem, acum ar fi avut ocazia să puncteze. Copii, ce mai reținem important lucru? Că indiferent unde este punctul de pe bisectoare, aici, în N sau în M, data viitoare, când facem acum, totdeauna distanțele de la M, de la punctul de pe bisectoare până la laturi, că astea sunt distanțele de pe M, sunt egale. Sau segmentele acestea sunt congruente, da? Da. Sau lungimele lor sunt egale. Corect. Hai, zi, fie drumurile. După aia, fie drumurile. Triunghiurile C-O-M și triunghiul D-O-M. Așa. D-O-M. Deci, pe asta două putem să zicem că au om latură comună. Așa. Latură comună. Comună. Așa. Măsura unghiului M-O-C. M-C-O. M-C-O. Măsura, dacă vrei să zici, nu știu dacă, da? Măsura lui M-C-O. Egală cu măsura. Dacă folosim măsura, egalitate. Egală cu O-D-M. Cu măsura lui O-D-M. Și egală cu cât? Cu 90 de grade. Și ce mai am? Și O-C. Nu, unghiu. Nu, a, mă-o-c. Mă-o-c, corect. Unghiu, mă-o-c. Congruent cu moc. D-O-M. Congruent cu D-O-M. Din ce motiv? Din ipoteză. Din ipoteză. Punctele M și nu erau pe bisectoare. Da. Din ipoteză. Conform frazului de congruență. Ipotenuză unghi. Așa, ipotenuză unghi, da? Conform cazului de congruență triunghiurile luate în discuție. I-U rezultă că triunghiurile luate în discuție, adică triunghiul C-O-M congruent cu triunghiul D-O-M. Triunghiul C-O-M congruent cu triunghiul D-O-M. Și de aici rezultă că toate celelalte elemente care nu le-am luat în discuție sunt tot concrete. Adică? Ar fi OC congruent cu OD. OC congruent cu OD. Congruent cu OD. Așa. Acum MD congruent cu MC. MD congruent cu MC. Și iată lucruri importante, M, C, M, D și unghiul O, M, D. O, M, D, da. Congruent cu O, M, C.
O-M-C. Noi subliniem că mă de cât mă că. Da. Subliniem ca să ne interesăm. Da? Și o ce cu o de. Exact, exact. Și o ce cu o de. Chiar asta ne interesează în mod special. Dar mă că cu mă de este încă o dată punctat faptul că indiferent la ce punct te oprești, fie la n, fie la m, totdeauna n, a cu n, b și respectiv mântând cu m, d. Și atunci, încă o dată, profesorul aici trebuie să puncteze, să spună așa, că toate punctele de pe bisectoare, indiferent la care te oprești, sunt la egală distanță de laturile unghiului. Ca așa să proprietatea acum să fie cu problema asta oferă ocazia. Să demonstrezi proprietatea asta foarte, da, da, foarte clar. Că sunt două situații. Nu este luat un punct doar un punct, ci un altul. Și mașină și de fiecare dată constatăm acest lucru. Corect. Și acum avem că o, o A e cât O B. Hai să le zicem așa. O A, segmentul O A, congruentul segmentul O B. Apoi O D, O C, să zicem mai întâi. O C, ca să le iau membru cu membru, da? O C congruent cu O D. Și dacă trag linii și le scad, înseamnă că OA minus OC, segmentul OA minus segmentul OC, este congruent, aceeași lungime vor avea, cu OB minus segmentul OD. Dar adică, OA minus OA minus OC înseamnă C sau C AC. Da? Segmentul AC congruent cu segmentul BD. Ceea ce... Ce tare! Da? Ce este ceva să demonstrăm? Ce da? Am pus una sub alta. Sunt aici rezultate ale raționamentului nostru. Ne-a scăzut membru cu membru și da. Scăzând din ăsta tot pe ăsta mic, înseamnă AC. Din ăsta pe celălalt BD. Și atunci AC cu BD. O altă problemă? 11. Am profesor 42. M-a scris bine. Cât? 42. Poate reușesc să o facem până la 50. Da? Cât? Ce problemă? Problema 11. Și ultima, nu? Nu, mai avem. Mai este una. Mai este una. Hai să vedem. Și când aveți una? Nu. Marță. Dacă nu... Da, noi avem și săptămâna. Avem săptămâna asta, domnul profesor. E săptămâna voastră. Ce lucrăm? Asta că avem. A, nu așa. Sunt găsirea așa de profesor. Dacă veți fi de acord să venim în fiecare zi să muncim, da. Veți da? Câștiga foarte mult. Exact. Că majoritatea, hai să vă spun un secret, majoritatea copiii nu mai fac nimic săptămâna asta. Și lipsa de antrenament își va spune cuvântul. Corect. Noi dacă muncim... Și face avem viața săptămâna de vacanță, că e cu Paștele... Cu sigur că da, sigur că da. Și două săptămâni de zile să cunosc cât și se poate tare. Și sigur le dă test că nu mai multe. Da. Nu le-a dat de mult și le dă și la una și la alta test. Așa că dacă trebuie să lucrăm, o să fie foarte bun și o să ia și 10 în sfârșit. O să vă propun să muncim astea două săptămâni. Eu sunt de acord. Zi de zi. Dacă veți fi de acord, eu mă... Problema 11 de 38 ani. Te rog să zic. Fie AC perpendiculară pe BD. Ipoteză. 11? 11. AC perpendiculară pe BD. AC. Perpendiculară pe BD. Cu AC intersectează BD în punctul M. AC intersectează pe BD. Da, în punctul M. Egal cu el. Mulțimea absorbată din punctul M. Da, și segmentul DM. DM. Congruent cu segmentul BM. BM. Da. Cu MB. Hai să spunem MB. Adică M e la mijlocul lui D. B. DB. Așa aș înțeles. Arătați că... Ipoteză, da? Arătați că A, mic, CA este bisectoarea unghiului BCD. CA, da? Semidreapta asta. Da, bisectoarea semidreapta. Lui BCD. BCD. B, mic, AD congruentă cu AB. Segment. AD
congruent cu AB. Și C mic, unghiu M, D, C, M, D, C, congruent cu unghiul M, B, C. M, B, C. Ok. Astea sunt întrebările, da? Da. Deci, să luăm și noi două drepte perpendiculare. Așa. Deci două drepte AC și BD. AC și BD. Care s-au întâlnit în punctul M. Și mai spune că DM cât MB. DM cât M, B, D, M, cât M, B. Adică M la mijlocul lui BD. Deci nu luăm la întâmplare pe D, cât B, M, cât M, D. Așa spune acolo, nu? Da. Bun. Să arătăm cu ce A. Că ce A o aici, da? Se pare a lui. CA e bisectoarea unghiului BCD. BCD. Hai să-l ducem pe ce mai jos un pic. Ca să nu cumva să criticăm în culoare greșit. BCD. Deci, păi este, că... profesor, că e la mișto cum vreau și înălțim. Sigur, e de toate. E de toate, e medie. Dar noi, noi muncim și noi mostrăm asta. Adică o să luăm triunghiul MBC și MDC spre analiză. Da? Demonstrația. Fie triunghi. Tu vorbești din numele. Fie MBC. MBC și DMC. DMC. Despre ele poți vorbi și poți puncta că au. MC latură comună. MC comună. DM e concurentul cu MB. DM cu MB din ipoteză, da? Da. DM concurentul cu M din ipoteză. Și BMC concurent cu DMC. BMC cu DMC. Măsura lui. Poți să zicem așa, măsura lui. BMC. BMC. Egală cu măsura unghiului DMC. DMC. Și egală cu 90 grade. Egală cu 90 grade. Și avem din cazul catetă-catetă. Și din cazul catetă-catetă, da. Triunghiul mare în discuție. Triunghiul mare în discuție. Adică MBC e concurent cu DMC. Triunghiul MBC e concurent cu DMC. DMC. Și atunci o să avem BC congruent cu DC. BC cu DC, corect. Unghiul CDM. CDM. CDM congruent cu CBM. Da. Și BCM. BCM. Unghiul BCM e congruent cu MCD. Unghiul MCD. Asta te interesează. Aia e trei ori. Asta te interesează și asta înseamnă că... rezultă că AC este bisectare. Așa, rezultă că AC bisectare pentru care unghiul? Pentru unghiul, pentru triunghiul BCD. BCD. La B e simplu, iar e... Ia să vedem. AD, AD cu AB. AD cu AB. Hai. AD cu AB. Cu AB. Păi... Hai să luăm triunghiurile. Fie triunghiuri. Fie triunghiurile AB și triunghiul AD. Sigur că da, nu? Ce au cele două triunghiuri? Păi au BM congruentul cu MD că am demonstrat. Nu, nu, că-i dat în ipoteză. Nu, e din ipoteză. Așa.
Așa, A e în latură comună și unghiurile din A sunt congruente. Ba n-am, nu? Nu din A, ăla din 90 grade. Ăsta e 90 grade, că dacă e A, C e pentru pe BD. Da. Deci dacă A, C e pentru pe BD, e clar că tu ai cu 69 de grade. Așa, cu... Și catetă, catetă. Da. Deci fie triunghiurile. Vorbește, Adi. Fie triunghiurile A, B, M. Da. Și triunghiul și triunghiul AMD. AMD. Ele au. Ele au AM latură comună. AM latură comună. Da. Au BM congruentul cu MD din ipoteză. BM congruentul cu MD. Așa. Din ipoteză. Da. Așa. Și unghiurile A, nu, și unghiul A, M, B. A, A, M, B, da. De fapt, măsura. Măsura lui AMB egală cu măsura. Egală cu măsura lui AMD. AMD. Și acum 90 grade. De aici rezultă catetă, catetă. Da, conform lui catetă, catetă. Și triunghiurile, toate în discuție, adică triunghiul ABM. ABM, congruent cu triunghiul AMD. Și mai rezultă de aici că... Pe lângă fiind congruente, rezultă da. Că... Celelalte latură care nu le-am luat în discuție sunt congruente, adică A, D, e congruentă cu A, B. A, D, sigur că da, congruentă cu A, A B. Da, A, D cu A, B. Și, bineînțeles, și unghiul acela, dacă am fi unghiul ăsta, e congruent cu ăsta, asta... A, M, A, D și A, B, M cu A, D, M, A, D, M. Și acum mult și bam cu mad. Și acum mult cu mad. Da, B, A, mă, da. B, A, mă, bam cu mad. Deci a rezultat că și la A, mă, e bisectoare. Sigur că da. Și B, A, mă, cu? Mad. M, A, D. M, A, D. Și A, B, mă. A, B, mă. Cu A, D, mă. Congruent cu? A, D, mă. A, D. Iar punctul... Dar atunci ce l-am rezolvat? L-am făcut. MDC cu MBC. Am demonstrat deja. Da. Da. Deci am mers... Vedeți, dacă scriem tot cum ne-ați învățat? Da. Dar este esențial. Dar important. Da, da. Aș vreau să mai... Da. Și noi am făcut problema aceea interesantă cu dreptunghiul, dacă m-am amintit la început, când erau mai multe puncte. Și acolo am insistat pe chestia asta. Da. Acum, ce bine le prinde. Da, da. Am început să avem fantastic. Reflex în a spune mai toate lucrurile de acolo, ca așa putem spune. O trecut 53 kg? Da. Da.